Încă o dată, la final, măcar dați-mi un pumn. Băteți-mă, scoateți o gheoagă, dați-mi în cap, că nu de alta vor sări haterii să vă spună că nu ați fost un ziarist corect, că nu m-ați bătut realmente. Haideți, doamna, eu mă ridic și dumneavoastră dați-mi măcar așa de control o palmă. Doamna. Păi vreți să pățiți ca domnul Prelipceanu că l-au certat, că nu m-a bătut? Hai, doamna, doamna, cum să fac? Dați-mi o palmă, un pumn, faceți-mi ceva. Și eu mă apăr. Doamna Firea, credeți-mă, mi-e foarte teamă să fac asta. Repet, ca să vă apărați de deontologic, o să vă critici. Ei, lăsați, lăsați. M-ați lăsat să vorbesc, că în democrație nu trebuie să vorbim, trebuie să ne batem realmente, să ne scoatem ochii. Măcar un pumn, vă rog, dați-mi o palmă usturătoare. Doamna, această dorință nu vă pot îndeplini. Sper să nu vă supărați pe mine și să nu mai veniți la noi din cauza asta. Bine, o să mă duc atunci într-un alt platou de radio, de site, de televiziune, să-mi iau bătaia cuvenită ca să spăl rușina ziariștilor care nu-i bat pe invitații în platou. Și mai aveți multe de făcut, ați promis că le faceți, ajutați și spitalul Doamne de ajută. Copii și traficul. Categoric. Deci nu e cazul de așa ceva.